Băi, mănânc mâncare care îi plăcea la purneașul ăla, dacă s-a stricat de tot. Da, încă nu s-a stricat. Ardei un puci, ăla visa la ardei un puci. Și am baghetă de pulă. Și după aia mea am budincă. De-aia fi din pute budincă. Oh, se strică pe șapte. Hai să mâncăm o ardei un puci. Bă, ăsta îl cheamă Cristoi. E plătit. Are ceva la ligurea. Bă, de pe asta cu pâine, cum ar fi? Bă, dacă eram gagică, l-am văzut pe Cristoi odată la așa. Mergea cu unul. Cred că cu un coleg de-al lui. Și vorbea, Deci, bă, că cred și pe ăla. Să vină un gagiu sau o gagică așa la mine, să-mi băgă, zic, ce talent are. Fiecare cu metodele lui. Aici era foarte de dur. Deci au luat voce groasă ca... ca Sava. Face... Bine, gărgica, de ce ai dragul seama? Borești! Vreau să te impresionez, frate! Uite, măcar cu ei... Aia făcut chiar că te cași pe tine. Frate, hai odată! Ce ai dragul seama? Unde hai odată? Hai odată! Păi de fiecare dată, hai odată. Ce vrei, dragostea mea? Hai odată. Păi, bă, dar te-ai pocit rău, dar te-ai consumat ceva? Te-ai consumat ceva? Preferințe de-astea? Mi s-au umflat poaile în mine. Poate, ai boala aia, nu ți s-a lăsat ouă lili în punguța cu doi bani. Ți s-a lipit de coloana vertebrală. N-o să faci copii. Nu te am de bărbat. Nu, mi-a târnă. Deci, ia uite, îi atârnă la băiat ceva. Ești cam atârnat, așa mai e cu tine. Cam am interesat, ești cam atârnat. Îmi atârnă, mă doare ouul inimii. Bă, ce uite, Ugarina, ce e băiatul ăsta? Băi, Petel. Ce e Petel? În limba balgarscă, Petel înseamnă cocoș. Deci, știi cum îl cheamă pe varianta lui cocoșul al lui Elena Udre? Dacă ar fi lecănoș de țar, l-ar chema, nu știu, Petel? Stai că am uitat cum îl cheamă. Tot acum de lumea lui. A, Dorin Cocoș. Aolo, nu știu numele bulgar. Îl cheamă Stoichkov Petel. De bulgarii nu are Dorin. Dor. Este cuvânt specific românesc. Dar îți dai seama până la cum ăsta mare om. Am mai văzut faza de asta. Cu iubiri de asta. Era o fată, da, se căsătorise și ea din interes. Deci, prin întrebarea elevată, era cam nebună. La asta se explică, era cam nebună. Și-a luat un băiat și ăsta era
zăpăcit bine de tot. De-aia bogat. Se tau și în cismice și s-a fotografiat așa stătea fata cu căpățina pe iubire. Eu iubeam și ora la fată, că mă uit, iată, îi face la fată fotografie, iar mă cap pe mine. Păi eu, ia uite ce iubire să-mi bă câle. Și ăla se punta și mai pe rău, ah, ta iubirea. Când bă, găci, ce ca să nu te pui cu ele. Că te iubește, nu te iubește, nu, nu, bă, nu te iubește, iubește pe băiat. Cum? Mi s-a întâmplat și mie în viață. Ții băiat, ții băiat adevărat, băiat de băiat. Și acceptă faza că nu câștigi întotdeauna. Ca să câștigi cu adevărat, trebuie să știi să pierzi. Și eu ne-am pierdut nevasta. Doar aveam ce invoca, că aveam un copil în plână. Aveam, eu facultate de drept, ea era la drept. Jurista, alea. Avem ce discuta cu fata. Avea poftă de învățătură, era vrenică la învățătură. Am învățat-o calculatoarele, am învățat fata. Original. Mai lent așa că era om normal. La inteligență n-a băgat ea. Original. Dar nu tot și era, să știm. Și... am vorbit, vorbeam de spețe, nu de spițe. Ei, ziceam că mai mă duceam și o dată pe zona la facultate. Ei, ziceam, băi, uite cine a zis rău. Ce zici de rezolvarea la cazul ăsta? Deci aveam multe lucruri în comun. Ca să face dragoste, dacă vă gândiți să vă însurați un prieten sau o prietene, scanați oamenii ăia să aibă pasiuni comune sau lucruri comune ca să fie mai solid. Și totuși în cazul meu a venit iubire, mi-a furat pe fapt. Pe cuvântul meu, dacă am șantajat-o atunci pe Adriana cu mama, duceam pe aia, mama după cap, poate avem o fată împreună, ești de rezultată? Că dacă o șantajam și pe aia și pe moza și făceam scandal cu tatăl, poate ori câștigam. Dar venea forțată. Nu mai era o iubire. Că eu m-am iubit pe omul, dar știi la fel. Dar nu mai era o iubire. Bibiloi de porțelan. Să zice așa, da? Acum, tăcerea mielului meu, e că mă gândeam și la niște planuri. Am mai multe planuri. Deci eu i-a zicea tăcerea mielului. Da? Eu fac filmul remake tăcerea mielului. Fie românesc, ăla era american cu tăcerea mielului. Nu l-am văzut în plan. Eu știu că fac filmare tăcerea mielului. Păi nu e mut? Mielul? Și are căciulițe de astrahan pe el. Și urât? E mult urât?